Vineri, Biserica Ortodoxă îl va pomeni pe unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai secolului trecut, Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Capela Spitalului Orășenesc Videle din județul Teleorman, ocrotită de Sfântul Taumaturg, și-a sărbătorit astăzi cu anticipație hramul. Sfânta liturghie la capela Spitalului Videle a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să învețe din viața Sfântului Nectarie virtutea răbdării. Pentru că Sfântul Ierarh Nectarie este mare făcător de minuni și tămăduitor al feluritelor boli și neputințe care ne tulbură liniștea vieții acesteia pământești. În viața sa, Sfântul Ierarh Nectarie a pătimit multe. S-a născut într-o familie de oameni modești, săraci. În copilărie, în tinerețea sa, a fost lipsit de bucuriile acestea pământești, de care se bucură toți copiii. Mai târziu, deși a îmbrățișat viața monahală și a închinat viața slujirii lui Dumnezeu ca și cleric al Bisericii lui Hristos, a avut de pătimit iarăși de la vrăjmași, de la cei împotrivitori lui, de la cei care îl bizmuiau pentru darurile cu care Dumnezeu îl dăruise. A răbdat însă Sfântul toate. A răbdat și a avut credință și Dumnezeu l-a mângâiat în toate aceste încercări ale vieții. Acum însă, primind răsplata sfințeniei și darul facerii de minuni de la Dumnezeu, Sfântul Nectarie este grabnic ajutător al tuturor celor necăjiți care, rugându-se, îl cheamă în ajutor să le fie mijlocitor către Dumnezeu pentru trebuințele lor. După slujbă, ierarhul a vizitat pacienții din spital și le-a oferit iconițe. Capela instituției medicale a fost construită în anul 2012 și are hramurile Sfântul Ierarh Nectarie și Sfântul Pantelimon.